Unde ești? Ah. Te-am văzut. Eu? Eu. Da. Vreau să comentăm ținuta pe care o porți astăzi. Vreau să o jurizăm, vreau să o apreciem, vreau să ne bucurăm de ea. De acord? Vii? Vin, da. Hai, Luiza, hai. Să-mi spui tu mie cum e așa Ilinca. În top, acolo, în vârf. A? Ești pregătită? Nu! Ilinca, te mai întreb o dată, ești pregătită? Nu, aveam și eu o întrebare. Ilinca? Da. Mă dezbrac. De caracter. De coace. Oh, nu, stai, că-i prins la spate. Nu pot să mă dezbrac, Ilinca, mor. Nu că mi-e cald. Regino, nu că mi-e cald. Regino, mor, mă, o să mă aveți pe conștiință. Ascultă, mă treabă pe concurentă tu, camerele pe voi și eu dezbrac. Așa, iertați-ne. Dezbracă juriu. Da. Dezbrac juriu. Da. De coace, că nu știu cum să fac. Haide, dezbracă-te în liniște, te rog. Care mulțumesc. Îl înțeleg oricum și eu mă dezbrac de multe ori la jurizare. Asta e foarte bine. Tu spune-mi altceva. Cum e Luiza acolo sus, în vârful clasamentului? Este wow, mi-a plăcut tare mult, am fost super fericită, adică mega fericită. Venea să sară în sus, să merg înapoi pe altă planetă. Pentru cei care poate n-au văzut ediția Concept, Luiza a fost premiantă, a fost pe locul 1, 15 linie, coținută. Care ți-a dat, cred eu, un vibe foarte bun, așa-i? Da, tare bun, l-așteptam de mult. Și unde te duci astăzi? Cu acest Ei, unde merg? Merg în Piața Obor. De ce? Să-mi vând fiecare, adică nu o să o vând, să dau fiecare brățară pe un vot, fiindcă am purtat-o în a doua gală și acum o dau, na. O dau la oameni, cine vrea, nu, până acolo un afiș și mă susțin pe mine, le dau la fiecare om care mă votează o brățară, dar să văd că mă votează, nu doar așa. Vezi, dacă te duci în Piața Obor, du-te la coada la mici, că mici buni în Piața Obor, tot e 1 mai și acolo găsești și lume, perfect. Te lipești de un vot. Vino aici lângă mine, Luiza. Milena, ce ziceai tu, draga mea? Că stai la coadă la micii aia din Obor, de luni până vineri, nu contează ora, nu contează sâmbătă, duminică, nu mai ai loc, adică stai o oră la coadă, dar sunt atât de buni. Bine, și ținuta? Ținuta, nu-mi place geanta. Aș fi optat mai mult poate pe o geantă neagră, poate pe un plic, poate pe orice altceva în afară de geanta aceasta. Cumva mi se pare puțin, mi se pare interesant, partea de sus mi se pare interesantă. Mi se pare că brățările îți sugrumă cumva mâna. Asta le-am pus să fie expuse, le-am expus pe mâna mea și le dau ușor, ușor jos și va fi perfect. Voi rămâne fără, pentru că mă va vota lumea. O să vedeți acolo Luiza în top, Luiza președinte la Bravo Isil. Mi-am pus geanta asta, dar de ce? Să ies în evidență, să mă vadă lumea, acolo la coada aia mare de care ai spus tu. Mă bag acolo la coadă, bună ziua, eu sunt Luiza de la Bravo Isil, un vot m-ar ajuta, mai povestesc cu omul, una, două, poate mănânc cu ei la masă. Bine, mulțumesc. Carina. Da. Îmi place foarte mult salopeta, dar nici mie nu-mi place geanta. Și zi-mi, te rog, ce funcție are mânușa? Am vrut să-mi acopăr mâna asta. Să iei micii cu ea, să nu te ardă. Cu atenție, să nu se murdărească, fiindcă înainte mănânc mici și poate n-am unde să mă spăl pe mâini. Știi că ea mai mult plusa înainte pe atitudine. Acum se vede că își dă mai mult interes și pe partea asta stilistică, probabil că a fost, pentru că a fost atunci în față și a dat seama că sunt șanse mari să plece și dorindu-și mult,
și-a dat mai mult interesul și pe partea asta. No, fii atentă, focus, focus, lasă cerceii, lasă micii, lasă tot. Concentrează-te să mergi tu frumos așa în fața lor, să-ți prezinți ținuta frumos și să iei 3 stele pe linie. Poftești! Auzi, fii atentă. Oglindirea cercelului face o notă discordantă cu acest mai trei al brățării. Nu mai întreb de mai trei nimic, da? Mai întreb sau? Nu întreba. Nu întreba. Nu, te rog. N-ați citit. Acest Mircea Eliade, cine a zis? Bă, Milena, bravo! Voi, Milena, ești o revelație fețe. A mai știe cineva? N-am înțeles ce o să zic. Doamna Bușulenga, iertați-mă, stimată doamnă! Tașcă știu tot că au avut la BAC. Au avut, la BAC. Coafiura, glitterul de pe ploape, faptul că există acel umăr acoperit și o mănușă, celălalt dezgolit, o Juliandră, o Victor Victoria, le gest hot. Ai să râzi, nici traista nu-mi displace, catul pantalonului nu e cel mai, pune pe partea cealaltă, nu e cel mai frumos pantof, dar nu este rău ales. Denotă un singur lucru, că ești o concurentă care dubioasă. S-a concentrat, dubioasă, dar care s-a comodezvrac, care s-a concentrat, mă îngrășa, care s-a concentrat, nu m-a avantajat, pe ce i-am spus, adică m-a avantajat, dar nu acum. Și ăsta este un aspect pozitiv. Se observă o foarte mare îmbunătățire la tine, la outfit-uri, la starea de spirit, la you name it. Vorbeai cu Ilinca mai devreme și îți vedeam mișcarea corporală, piciorul, mâna, totul era pe un posing. Și ești pe drumul cel bun, draga mea. Chiar ești pe drumul cel bun, pentru că asta vrem să vedem până la urmă. Vrem să vedem că știți să purtați hainele pe care sunt puse pe voi. Sunt puse, cum or fi ele, care e calitatea lor, trecem peste astea. Important este să simți bine în ele, pentru că automat plusezi. Îți vine bine. Nu mi se pare că face legătură neapărat cu partea asta de brățări, pentru că, într-adevăr, acolo am o poveste indiană, iar tipul ăsta de brățări care se urcă foarte sus pe braț, de obicei sunt ori flexibile, ori foarte groase. Mi se pare că e un lucru la care trebuie să mă gândesc. Eu am înțeles ce a zis și pisică meu, Moris. Și pisică meu, Alexandru, de aici. Dar spun sincer, ținuta asta mie nu-mi place deloc. A. De ce? Deloc. Nu-mi place. Păi, fete, trăstei ca... geanta îmi place. Deci, mâna, geanta, mânuși, toate sunt într-o zonă de nea India, de bazar, vama veche, ce vrei tu, ne tăvălim până nisip, suntem bohoșiși, nebun la soare. It's love, pray. Lollipop aia sau Lolo Lolo, cum e aia lui Delia Nou, zi cum e cu Lolo aia. Lolo Lolo. Așa. Lolo-li. Deci, geanta și cu mânușile, bagă într-un Lolo Lolo Loli, du-le tu la vama veche, dar costumul ăsta făcut pe jumate... pur și simplu este urât. Și nu e în aceeași zonă stilistică cu geanta aia și cu brățărele aia, niciodată. Bravo, ai stil. Mulțumesc. N-ai stil de seara asta. Am zis că rămân în pronunțare. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Felicitări, Luiza, vorbește și cu cei de acasă. Mulțumesc. Bună, dragii mei, să știți, dacă e posibil, ne vedem în piața Obor, ne vedem să vă vând, nu să vă vând, să vă dau brățările mele cadou, voi îmi dați un vot, facem un pact, ne distrăm împreună, mâncăm mici și va fi frumos, ok? Și da, să mă votați asta, am uitat să vă spun, să mă votați cu indicativul 2 la 1, 2, 2, 0. 1 plus 1 face 2, așa că ăsta e indicativul meu. Vă pup!